Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la un nou episod, la un nou videoclip cu fața reta mea. Și, ca de obicei, înainte să începem episodul, aș aprecia dacă se apăsa butonul de like, să strângem cât mai multe. Treaba, intro, deci chestia asta face parte din intro-ul meu, din sângele meu, treaba cu like-urile. Și, astăzi vreau să vă anunț foarte rapid că ne putem întâlni la Dreamhack Cluj. Știți voi că s-a organizat Dreamhack-ul până acum la București, de 2 ori, și de data aceasta este la Cluj. Deci s-a organizat de 2 ori la București și acum e la Cluj și sunt tare nerăbdător să văd cum va fi. N-am mai fost niciodată la Cluj și e foarte departe de Pitești Clujul și asta e partea nasoală pentru că Bucureștiu e aproape. Fac cam o oră. La Cluj e fucking departe. Îmi iau undeva la 6 ore sau 7 ore pe drum și mă gândeam să mă duc la Cluj. Să mă duc din Pitești, în București, și din București să iau avionul la Cluj. Dar nu se merită să fac așa ceva. Nu-mi place să merg atâta pe drum, e prea mult. Dar mă rog, ideea e că ne vom întâlni la Dreamhack, eveniment ce se organizează de pe 29 octombrie până pe 1 noiembrie. Bine, noi ne vom vedea de pe 30 octombrie, adică evenimentul începe joi, de joi până duminică. Eu voi fi acolo vineri seară sau ceva de genul acesta. De fapt, la toate Dreamhack-urile la care am fost, adică la cealaltă două dinaintea acestuia, am venit duminică, pardon, duminică, vineri seara sau după amiaza. Ei bine, așa o să ajung și acum. Și da, ne putem întâlni dacă veniți și voi, desigur, dacă v-ați cumpărat bilet. Și după cum bine am zis, sunt foarte curios să văd cum va fi la Cluj, pentru că la București, de exemplu, a doua oară când am mers la Dreamhack la București, adică data trecută, știam cum va fi, pentru că am mai mers. Am mai fost odată și, sincer să fiu, a fost mult mai multă lume ca prima dată. Mult mai multă lume. Foarte multă lume, adică, știi, la primul Dreamhack a fost ok. Am dat autografe foarte multe, dar a fost ok, adică am dat la toată lumea, la cine am putut. E bine, acum a doua oară a trebuit să refuz, pentru că pur și simplu era prea multă lume. E incredibil. N-ai cum, e imposibil. Gen, eu dacă mă duc la Dreamhack, eu trebuie să dau doar autografe. Dacă mă ducem să mă plimb pe acolo, să văd eu ceva, uite, de exemplu, mă uitam cu Max la un turneu de CSGO. N-ai cum, că vine lumea să-ți ceară autografe și când pleci de la standul de streamare aia. E nebunie și sunt curios cum va fi la Cluj. Dar da, ca idee, ne vom întâlni, voi sta de vineri seară până duminică. Acum, nu știu când. Nu știu la ce oră voi pleca duminică, pentru că e mai nasol față de București, e foarte departe. Și trebuie să plec mult mai devreme, probabil. Așa, când mă întorceam în Pitești, știam că într-o oră, pac, sunt acasă, așa, în 7 ore. Și e destul de nasol, dar, na, sper să-mi placă, sper să fie ok. Abia aștept să vă întâlnesc pe voi, să vă dau semnături, chestii, facem poze. Cred că mai degrabă le numesc semnături decât autografe. Pare autograf sună, na. Nu, n-am ajuns la așa ceva, dar da, abia aștept să ne întâlnim, să vedem ce naiba mai aduceți. Data trecută mi-a adus cineva un bilet de avion spre Râncăciov. Așa, aia, am mai furat cuiva markerul din greșeală și mi-a dat mesaj prin comentarii pe YouTube că i-am furat markerul. Și da, vom vedea ce naiba se va mai întâmpla. Apropo, pe lângă Dreamhack, ați văzut că am anunțat câștigătorii concursului din episodul de Map From Subs. Dacă nu știți videoclipul, trebuie să vă duceți la episodul Map From Subs, ultimul, și să vă uitați în descriere, pentru că este acolo videoclipul. Și nu cred că voi primi, încă n-am primit răspuns de la câștigător. Și asta e destul de aiurea, pentru că nu vreți să-mi dați adresele și nu vreți să-mi răspundeți. Ceea ce mă enervează, că nu vreți să luați premiu. Ia premiu, nu vrei. Pur și simplu, eu încerc să vă dau premiul și voi nu vreți să-l luați. Oh my God. Dar, da, ca idee, ne vom întâlni la Dreamhack la Cluj. Sper să fie super, sper să ne distrăm. Și, da, cam asta am avut de spus în acest videoclip. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și noi ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!